s-a îndreptat bine vremea că protestatarii au și ieșit în stradă. După trei zile în care gerul și ninsorile abundente i-au ținut în case, astăzi oamenii s-au adunat din nou să protesteze, așa cum au promis. Înarmați cu pancarde, fluiere și portavoci, manifestanții și-au strigat nemulțumirile la adresa președintelui României. Aceștia consideră că guvernul ungureanu nu va schimba cu nimic lucrurile și asta pentru că noii miniștri sunt aceiași actori îmbrăcați cu alte haine, spun ei. Vor cu orice preț un alt conducător și vor ieși în stradă până când și Traian Băsescu își va da demisia.